Hei! Te-ai trezit? Ți-ai făcut somnul de frumusețe? Ești foarte frumos! Bine ai venit! Bine ai venit! Ai mâna cu mine? Eu sunt Izabela Oancea. Și ești invitatul meu în emisiunea asta. Știi cum se cheamă emisiunea? Cei mai buni! Da. Aha. Ești cel mai bun? <gânt> <gânt> ești cel mai bun și tu și prietena ta, Ștefana Niță, nu? <gânt> Bine ai venit să-mi povestești despre tine, da? <gânt> ok! Vai, <gânt> ce drăguț <dreptuți> ești! <gânt> <gânt> Bine ai venit! Bine v-am găsit, acum o spun și eu. <laughs> Bine ai venit Ștefana Aniță. Acum îl lăsăm aici să da. doarmă. Să doarmă, să prindă puteri. Să prindă puteri, da, <laughs> da, da, da. da. am jucat așa puțin. Da, da, da. Am vrut să facem, Ștefana a vrut să-i facă o intrare o importantă mică prietenului. <laughs> da, prietenului ei. Bună ziua, dragii mei. Iată, suntem din nou împreună uh, în weekend ca de obicei la emisiunea cei mai buni. Am invitat uh, oameni despre care eu cred că sunt uh, foarte bine pregătiți, că sunt uh, la locul lor, sunt oameni care au uh, locul pregătit, sunt omul uh, potrivit la locul potrivit. Uh, un astfel de om este Ștefana Niță, uh, colega mea mai tânără, mult mai tânără, care este uh, actriță la Teatrul de păpuși din Brăila La teatrul Cărăbuș Noi așa îl știm Teatrul Cărăbuș Nu știu dacă acum mai are această titulatură Bine ai venit Ștefana, Ștefana Bine o, o actriță frumoasă, tânără o... și talentată Ce prezentare Mulțumesc da. tare mult pentru invitație Pentru cuvintele frumoase Da, mai are în continuare această titulatură Teatru de păpuși Cărăbuș Ce teatru frumos pentru, da. pentru copii da, pentru copii. E un, e un teatru care despre care s-a vorbit mult, de foarte mult, de mulți ani. Eu am avut colegi care au fost acolo, am avut colegi care au regizat, acolo e vorba despre Mihai un regretatul meu coleg. Uh, și știu uh, foarte multe despre, știam în timp foarte multe despre acest uh, teatru uh, E un teatru la care copiii din Brăila vin în uh, număr foarte, foarte mare S -s -s. aveți spectacole foarte multe în fiecare zi Eu sunt uimită de, uh, de ce număr mare de spectatori uh, aveți Da, avem și sunt constanți uh, Avem cam trei premiere pe an și de fiecare dată este sold out Uh, sunt copii care uh, de acum sunt uh, dei noștri pentru că îi cunoaștem, uh, vin de fiecare dată și ne îmbrățișează cu mare drag, și uh, cumva ne simțim și noi responsabili pentru că sunt uh, micii viitori uh, spectatori. spectatori. Da, da, da. Ei cresc sub ochii voștri și voi creșteți, pentru că sunteți foarte mulți dintre voi, sunteți foarte tineri și voi creșteți sub ochii lor. Suntem tineri și la început de drum, dar ne place ceea ce facem, ne place interacțiunea cu copiii pentru că ei sunt cei mai sinceri. Dacă spectatorul adult uneori poate să mai ascunde după niște măști, ei bine, copilul nu le are, este... Sincer, inocent exact, și da. ne validează cu adevărat munca pe care da. noi o prestăm. Un copil nu va aplauda sau nu va râde, nu va plânge decât dacă simte. Dacă simte Absolut, este. sigur, e publicul cel mai sincer. Cel mai sincer și cel mai zgomotos <laughs> pentru că uneori te poate lua prin surprindele. Nu știi dacă reacția lui este... Una care transmite faptul că i-a plăcut ceea ce se întâmplă pe scenă, sau din potrivă, s-a plictisit și începe să chicotească, mai poșnește o pungă. Da, A, da. Dar tu trebuie să fii, fii acolo prezent. plus, că sunt să... reacțiile absolut uh, minunate ale copiilor când uh, sunt prinși în acțiune și încep să încurajeze un personaj da. sau să atenționeze alt personaj. Vezi că vine din spate, vezi că fugi, da, fugi, da, că da, vine da, sau da, nu. Da, 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 da. da. Și trebuie să fii și tu acolo prezent în cazul în care, uh, poate, replica nu ducea către ceea ce a spus copilul, trebuie să faci în așa fel încât să îmbraci frumos și să ajungi din nou în punctul în care tu erai, chiar da, dacă da. ușor ai deviat. Da, sunt imprevizibili. Uh, sunt uh, sunt imprevizibili, sunt imprevizibil, da. Sunt, sunt, da, dar... Da, da, da sunt și tare frumoși. Nu da. cred că aș putea lua vreo pauză de la activitatea pe care o fac. Da. Uh, știi, Ștefana, te-am invitat din mai multe motive astăzi la emisiune, uh, fiindcă mi-ești foarte dragă, fiindcă am <gătăși> foarte multă apreciere pe, pentru ceea ce faci și pentru talentul pe care l ai și pe care l-ai dovedit uh, într-un context, context uh, despre care o să vorbim. Uh, dar și dintr-un motiv... Uh, Știi, eu am fost întotdeauna fascinată de meseria asta a ta. Deci a fi actor. Uh, nu actor, ac acum foarte mult se joacă în teatrele pentru copii, se joacă, se face actorii actorii. Deci actorul joacă, el numai actorul. Uh, pe vremuri când eram eu copil, teatrul de păpuși era cu păpuși. Nu prea vedeai uh, actorii, nici nu prea îi cunoșteai, nu prea, nu prea îi vedeai la față. Și mie întotdeauna mi s-a părut fascinantă meseria asta, a ști să mânuiești o păpușă, este o știință, este o, un lucru care se face cu multă migală, cu, se învață greu, e, nu, nu ușor. Se, se face o facultate în, serioasă, în care se învață o mulțime de lucruri, pentru că și aceste păpuși sunt de mai multe feluri, sunt da, de mai multe. De mai multe tipuri tehnici diferite pe tehnici. care da. noi le învățăm în facultate. Da, eu am făcut 3 ani pentru că așa era pe vremea mea, acum pot să zic și eu, pe vremea da, mea Da, pe vremea ta, da, da Da, erau uh, 3 ani, acum sunt 4. Acum sunt 4, 4 au revenit 4 la specializare. 4 bun. Da, da, 4 da. Uh, Cred că e un lucru bun pentru că atunci când eu am terminat spun din punctul meu de vedere, simțeam nevoia să mai stau încă un an, poate din uh, nesiguranță, din faptul da. că bine, îmi și plăcea mediu, dar cred că acum e, e mult mai bine cu 4 ani pentru că lucrurile se așează altfel, uh, timpul fiind mult mai mare, da, uh, da, e timp să se desimenteze acolo da, niște, da. niște lucruri. Uh, Când da. ai terminat tu facultatea? Uh, acum 5 uh, ani, uh, să vedem, uh -huh. în 2019, uh -huh. spun bine, nu. 2019, uh -huh. deci uh -huh. înseamnă că da, sunt... Da. Uh, Și unde? La facultatea de arte George Enescu din Iași. Din Iași, ai terminat da, dublă, în Iași. Dublă specializare, actorie Uh, și păpuși marionete, uh -huh. da. Uh, da. Inițial uh, eram sceptică pentru că chiar dacă a fost prima mea alegere în momentul în care am dat admitere, am pus uh, actorii păpuși marionete pentru că așa am fost fătuită, dar nu pentru că neapărat simțeam lucrul ăsta, dar mai apoi am conștientizat că am făcut uh, o alegere bună uh -huh. și că așa cum ne-am învățat din școală, Acum pot să zic și eu același lucru, că nu poți să fii un păpușar dacă nu ești întâi de toate un actor. No. Pentru că toate mișcările pe care noi le imprimăm păpușii sunt date de către noi. În primul rând, trebuie la noi să ajungă personajul, uh -huh. ca mai apoi să-l să dăm mai departe prin da. păpușă. E miraculos, e magic, e, e, mișcarea asta care se transmite de la actor la păpușă. Da. Pentru că, într-adevăr, de multe ori, dacă văd pe filmări, pe YouTube, am văzut, am urmărit filmulețe, într-adevăr, capătă extraordinar de mult e, expresivitate. expresivitate, exact. Că nu e vorba numai de mișcare. Acolo am înțeles. O să te rog să ne explici un pic mai încolo, cum funcționează cum, sforile, cu sforile, dar e vorba despre expre, expresivitate și sensibilitate, sensibilitate. deci uh, o păpușă bine mânuită probabil, sau nu bine cu sensibilitate mânuită, te face să plângi da. e, e impresionant cum spunea și pe pină, poți să ai o tehnică impecabilă, dar dacă emoția uh, nu vine din untru uh, tău, da. atunci păpușa nu este atât de, da. de bine jucată da pentru că spunea el a văzut uh, același personaj, dar uh, într-un spectacol uh, având dublă distribuție. Distribu Actori cu o tehnică impecabilă, dar fără da. același film. Asta este ceva extraordinar. Deci, pentru un actor, cât e de important și cât de mult este apreciat atunci când are tehnică, vorbesc despre un actor care face uh, actorie fără păpuși, uh, cât de apreciat este când reușește să transmită. Ei da să transmiți unei păpuși, asta este ceva dublu sau e mai greu. Da, este un joc la dublu. Apreciez extrem de mult meseria asta voastră și, repet, mi se pare fascinant, miraculos, magic, așa ceea ce se întâmplă cu păpușa respectivă. Că la un moment dat, uite, și acum ai așezat păpușa asta, te-ai jucat un pic cu ea pe masă și parcă devine așa. Parcă M-am uitat să văd dacă ai așezat-o cu grijă acolo, dacă nu pățește ceva capătă, personalitatea personalitate un pic. Încă din facultate eram foarte atenți. Dacă plecam în pauză, păpușa trebuia să fie pusă într-un loc sigur, de unde să nu cadă, să nu se întâmple, să întâmple ceva cu ea, mai ales când era vorba despre marionete. Da. Uh, pentru că știm, are foarte multe fire secundare, principale și dacă Cumva se încurcă, e destul de greu să le descurci. Da, da, da. <laughs> Și mai ales, Emisiunea la... este un pic atipică. Eu încep altfel, dar o să mă întorc la modelul Înținem. meu. Dar acum, dacă tot ai început, sunt atât de curioasă că uh, nu mai am răbdare. Uh, noi spunem întotdeauna păpuși. La orice fel de păpușă cu care un actor pe care un actor mânuiește. Dar nu, e, nu sunt toate la fel. nu? nu? Când spui marionete, e marionete. marionete. Ce este marioneta, ștefana? Marioneta este acea păpușă cu fire, pe care o vedeți că este, uh -huh. uh, este manipulată de sus, este deasupra actorului sau depinde acum de personaj, uh -huh. uh, mi se atribuie și tehnica uh, care este cea mai potrivită. Uh, vorbim despre păpușile mapeți, acele uh, cu gură? Cu gură, da. Da, păpușile de tip un racu, care îmi sunt cele mai dragi. Care poți să, să zici ceva despre ele? Da, uh, este un om în miniatură, dacă uh -huh, vreți. Uh -huh. Are uh, articulațiile corpului uman. Toată mișcarea uh, ar trebui să fie conform uh, corpului uman și atunci. Da noi, păpușarii, la orice mișcare, mai întâi, cumva, este uh, creată pe noi ca să ne dăm seama de, de cum ar trebui să funcționeze, de cum, cum ar trebui să se miște. Și atunci, În ce mărime sunt aceste păpuși? Uh, depinde. Acum, de ce personaj uh -huh, uh -huh. noi vrem să. Uh -huh. într -un pot fi tipă, și mai mari. Pot fi de dimensiunea pe care ați văzut-o, uh -huh. mai mari, mai mici. Acum, depinde de. Se numesc de un păpuș? Păpuși de tip bunracu. Aha, da, da. Da. Uh, da. Da. Uh, sunt păpușile uh, cu, uh, tip, de tip vaiang care au două tije la mânuță și le mânuim, mm -hmm. au o genă care vine pusă pe mână mm -hmm. uh, da, sunt multe, multe tipuri multe de păpuși tipuri, da. uh, acum uh, a evoluat destul de mult arta animației și sunt foarte multe mijloace de expresie mm -hmm. uh, și asta vedem și în spectacole montate acum că nu mai este acea păpușă clasică sau la paravan pentru că la paravan la sunt paravan, cele pe care nu. Sunt în care bă, amici, este da. cu totul uh, ascuns. Ascuns. Da. este uh -huh. în prim plan. În mânuire la vedere nu există. Da, da, și, da. da eu sunt păpuși de tip, de tip Văian. Da, 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 da. Dar acum. Sunt, se poate combina actorul păpu, uh, actorul, uh, corpul actorului cu uh, capul de păpușă uh -huh, și atunci uh -huh. mobilitatea este cu totul alta, pentru da. că fiind corpul actorului se uh -huh. poate mișca, poate improviza chiar dacă... Păpușele la mari, mari, care sunt mânuite de uh, actori îmbrăcați în negru, dar care sunt mari și sunt... Uh, uh, Păpuși supradimensionale. Deci, tot. Da 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 da, 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 da. da. sunt atașate de corpul, corpul actorului? Corpul actorului, da. Da, da. Cam câte fire poate să aibă o, o marionetă? Acum depinde de cât de expresivă o vrem. Poate mm -hmm. să aibă și 8 fire, și 12, și 16. Mm -hmm. Depinde mm -hmm. cât de flexibilă o vrem. Da, Ce da, mișcare da. are de făcut, dacă se așează uh, în dacă stă în genunchi, mm -hmm, sunt mm -hmm. de diferite poziții, depinde ce vrei să faci cu ea și atunci da. îți, îți, îți pui Este ca un când... cod pe care îl folosiți când mânuiți care fir, care îl lași care deget în jos, care da, vezi. există niște... Sigur, sunt, mm -hmm. toate firele sunt sunt așezate pe o traversă de unde putem să mișcăm păpușa, dar cu ajutorul mâinii, mm -hmm. noi agățăm firul și, în funcție de cum îl mișcăm, se mișcă și un segment din corpul lui. Da, 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 păpușa. da, da. da Superb și vai câtă muncă trebuie să fie pentru yes, că, yes. da, sunt și de multe date tehnice. Deci, date eu, tehnice da. și mult studiu. Asta am da. învățat noi: nu da. se poate mișca o păpușă fără, da, fără da. muncă. Nu, da. nu are cum. Și mai ales vă pomeneam de păpușile de, de tip un racu. Acolo, în genere, se mănuiește de această păpușă, se mănuiește de trei mănuitori sau mm -hmm. doi. Acum mm -hmm. depinde. Dar ca să funcționeze cât mai fluid și cu mișcări cât mai precise, trei mănuitori. Unul este la cap și trunchi, Uh, al doilea mânuitor se află la mâini și cel de-al treilea la picioare. La picioare da, și vă dați seama da, ce coordonare trebuie să fie între cei între trei ei trei. ca păpușa să nu se dezechilibreze. O mână să meargă spre stânga și piciorul da, spre dreapta. Da, da, da. Ce muncă de echipă. Ce muncă de echipă, da. Exact, muncă de, muncă echipă, de echipă, da, da, da. Super, și trebuie da. să ne conectăm și să ne înțelegem între noi, că altfel nu, nu funcționează păpușa. Da, da. Vai, sper să de asta, de fapt, și dăi. Nu nu e, arta asta dăi nu e de sute, de, 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 cred că de mii de ani, nu? Păpușile da, da, sunt... Da. Da țin A minte... ca un ritual și ca un ritual, ajuns nu? la Aha. adevărate spectacole. Da, da, da. Și la un moment dat am văzut e un pic din altă sferă ce zic eu acum, dar mi-am mi -am adus aminte la un moment dat am văzut niște imagini pe Facebook cu niște dărâmături din Siria și niște copii care se uită la un Spectacol improvizat, o ușă. Știi, imaginea aia care no, pe mine m-a marcat teribil. Deci, pe dărâmăturile alea, după tot ce se întâmplă în Siria, acolo, numai clădiri care sunt praf făcute și pe dărâmăturile la un grup de câțiva copii, șase, șapte copii, care se uită la o ușă, o ușă care nu mai are geam, și după ușa aia, un bărbat cu niște păpuși le face teatru de păpuși acelor copii care traumatizați, care trăiesc în... în da, deci Asta... aia mi s-a părut așa de impresionant, a circulat un timp, imaginea aia cu vreo câțiva ani, nu știu cât era de, mă rog, harajată, trucată, dar oricum, ideea mi s-a părut nemaipomenită. Copiii aia, pentru copiii aia care trăiau între moloz era clar o, o altă lume fascinație, o altă lume, o, o altă, bucurie. Da. O bucurie. Da. Cam asta facem noi prin teatru, ne exact. bucurăm lumea da. și da. îi scoatem așa puțin din... Indiferent din... de teatru, asta trebuie să facă da. teatru, să scoată, se scoată pe oameni din lumea în care sunt, să-i mute un pic în, în alte preocupări și în o altă lume. Acum o să mă întorc, Ștefana, la cum ți-am zis că eu am un tipic, mă repet, îmi cer scuze în fața telespectatorilor. Sunt curioasă când am un invitat care are o meserie care, pe care o face bine, deci este specializat, știe ceea ce face. Dom'le, cum a ajuns el în momentul ăsta? Că știi, noi când suntem copii, visăm. Unul vrea să facă aviator, unul medic, unul șuci, mergem la o școală care de multe ori poate aia să poartă sau așa e la modă sau așa ne-au dat părinții și ceva se întâmplă. La un moment dat vine cineva ca o garnitură de tren, care este pe un drum și vine cineva, ia tot frenul ăla și lașează pe o altă linie pe care suntem noi acum. Ce frumos Cine te-a așezat pe tine pe drumul ăsta minunat? În, uh, în trenul meu, nu? În trenul tău, da, da. Uh, mai mulți oameni pot să zic. La început, eu am făcut și liceul de arte. Și vă -a seama, începutul tău unde a fost? Tu de unde ești? Eu sunt din Iași. Din Deci ești de șeancă. Așa. așa, ești șeancă, da. da încă, așa. Sunt și mă mândresc cu asta. Da, ești șeancă, da, lucrez la Brăila <laughs> și, stau în <laughs> și stai în Galați, așa. <laughs> e da. ideală. Da. Bine că n-am plecat mai departe, tot pe aici, zona m-am perindat. Uh, cum a fost la mine? Am început liceul de artă, a început să-mi placă lumea asta. Mergeam la spectacole și eram fascinată de ce se întâmplă. Evident că nu aveam habar despre păpui și la luceaforul am mers când eram foarte mică. Dar după care am crescut și mergeam la spectacole de la Teatru Dramatic din Iași. Dar tu ce făceai la liceu de artă? Teatru. A, sexe... teatru. Sexe... Da. teatru. da, da. da secție da, da. de teatru, mm -hmm. da. teatru. Dintr-o întâmplare, acum vă recunosc... Eram din în clasa 1 până între 8, am fost la un liceu teoretic, mm. cu multă matematică și am încercat efectiv să fug de matematică. Știm că da. artiștii nu prea se pricep la da. calcule și atunci am evitat. Și m-am gândit unde aș putea eu să mă duc să-mi placă în continuare, să învăț, dar să învăț și altceva. Da. Și atunci m-am gândit la liceu de arte, Am început să-mi placă. Evident că a ajuns clasa 12, unde trebuia să mă hotărăg spre ce... Drum merge, ce specializare să abordez. Și atunci mama mea, cum sunt părinții de fapt, nu doar mama, ca să mi asigure așa un drum sănătos în viața, a zis, mai mă mică eu zic să duci la medicină. Și eu i-am zis, Măi, mă mică, ca să mă duc eu la medicină, e prea complicat. Da. Și a zis, Mama, mă eu insist, Mama, mă, mă ești te mă, mamă, dar da, nu înveți da. tu poezia acolo la tine la școală, dar nu ai făcut un spectacol, da, nu ai tu memorie da, bună. Da, da. Pe da, mamă, dar la ceea ce îmi place, nu da, biologie, da. fizică, da. chimie, nu. Ea a ținut-o langă. Mi-a dus cărții acasă de specializare. Nu știu de unde le-a luat, dar uh, a făcut rost. Și a zis, uite, mă, mică, dacă vrei, mama te duce la meditații, și eu încercam să explic. Copiii care se da. duc spre această cale, în primul rând, au o vocație, da. și în al doilea rând, o pregătire împreună. Da, 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 da. da. Uh, da. Iar eu uh, nu am făcut biologie din clasa 10. Pentru mine s-a stopat mm -hmm. acolo. Da. Și am încercat să explic. Uh, nu m-a înțeles și tata la fel, bine tată, bine, bine, uh, am înțeles, medicina e, e, greu, tată, trebuie să te pregătești, dar un asistent medical, tată, că se câștigă bine, sunt posturi la stat, da. e și un, ai o pensie bună da. acolo, mai bine o cafeluță, știți da. cum e, părinții se gândesc la binele copiilor. Și mi-amintesc că eram așa cu inima îndoită, nici nu voiam, cumva credeam că au dreptate, pentru că în stânga și în dreapta se auzea, actorul nu câștigă cum trebuie, mai mult stă pe bancă și mănâncă un covrig. Da, da. da. Și uh, am mers în ultimul an de liceu la Olimpiadă. Făceam un travesti. Și uh, Olimpiada a fost la București în cadrul Universității de Arte, mm -hmm. uh, așa? Și m-a văzut doamna um, Mihaela Betiu. Mm -hmm. Ne-a luat pe toți fiecare în parte și ne-a întrebat, voi pe unde vreți să vă duceți? Și a ajuns și la mine și a zis, eu cred că la medicină, dar nu am șanse da. să intru, dar <laughs> eu încerc. Și a zis, da, îți place? Adică te vezi făcând treaba asta? Și a zis, cu niciun caz. Păi știi ce? Că așa vrea mă mică. Da. Și cu tăticul. <laughs> <laughs> și atunci a zis că du-te la ei și spun să, să nu te mai mai acolo, că fac o greșeală. Eu în tine văd ceva. Acum că ai zis o, uite, ce uh, frumos. Da. să mă simt eu bine sau mm -hmm. chiar așa a fost, uh, m-am dus acasă plângând și am zis că mamă, uite ce mi-au zis oamenii care sunt de da. meserie. Adică da. înseamnă că nu-i fi chiar atât de da. pe din afară. Și atunci m-am hotărât și am dat la, la Universitatea de Arte da. George Enescu. Și iată că am mers până la urmă într-un tren bun, Bravo. sunt angajată da, la da. Teatrul de Păpuși-Cărăbuși da. și lucrurile evoluează în bine pentru mine pentru că, iată, m-am întors și la prima mea dragoste, actoria, da. în cadrul uh, teatrului dumneavoastră. Exact cum, exact cum a zis doamna, așa spun și eu, și eu am văzut ceva în tine, ceva extraordinar, foarte, ceva destul de rar se vede așa din prima. Da, Ștefan are o energie extraordinară pe scenă, este o, o, bombă de energie, este foarte mobilă, maleabilă, colorează textul, vine, cu, participă cu foarte mult de la, chiar cineva, un regizor cu care ai lucrat recent, mi-a spus că ești de pe altă planetă. Așa că te felicit din tot sufletul exact. și mă bucur că uh, pot să vă spun acum că pe Ștefana puteți să o vedeți la Teatrul din Buzunar, în spectacolul, în comedia Mamă ce o iubesc. Pe 18 aprilie, la ora 19, puteți să o admirați pe Ștefana. O să vedeți ce <coughs> fată minunată uh, joacă rolul unei americance foarte pătrunsă de patriotism. Așa, bine da. Înțeleg. da. Deci, așa ai ajuns în trenul ăsta în care ești foarte bine, e, e trenul tău. Da. Crezi că e o meserie, este un, nu știu, un loc, un loc comun, ca să zic așa din care poți, poți să progresezi, poți să avansezi, poți să mergi mai departe. Ești pe, adică te vezi mergând pe drumul ăsta mai sus, mai sus. Fără, fără doar și poate. Până la urmă, nu ești genul de om care să se se te nu. plafonezi, spui că ți-e bine nu. acolo, ai să ieși la pensie nu, 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 peste nu. 100 de ani sau când o fi că ești tânără. <laughs> nu, 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 nu. A, da. cine știe, acum cu schimbările <laughs> da. de acum, da. nu, niciun caz, până la urmă cam despre asta e meseria noastră să jucăm cât mai mult pentru da. că astfel și progresăm, se întâmplă da. cu noi lucruri. Da. De asta am și luat legătura cu noastră pentru că vreau să joc cât mai mult și da. să abordez tot felul de stiluri Pentru că cu asta mă hrănesc, da. nu nu pot altfel da, Și da. tocmai din, din motivul ăsta de a nu mă plafona încerc să, să găsesc cât mai multe cotloane în care pot să mă desfășor și Minte, pot să mă joc Ai spus foarte frumos, un actor adevărat care are har care are talent, așa se exprimă, se hrănește. Asta este o... Cât, cât ai muncit de mult și cât ai lucrat de mult, când te compătimește cineva, vai, dar mai poți mai ceva, de fapt, noi cu asta ne hrănim. Asta este ceva care ne dă putere și forță. Da. Eu cumva da. sunt la început de drum și Sigur. am zvocul ăsta și îmi doresc să-mi-l păstrez cât mai da. mult. Sper să-ți-l păstrez, da. Uh, e o meserie care îți oferă satisfacție la orice vârstă, adică da. știi. Și mai ales în cadrul pot... nostru da. al teatrului de animație. Da. Vârsta nu e o cifră și Exact, e atât. da, da, da. Uh, la teatru. Care de când ești? Uh... Uh, e al patrulea an. Uh -huh. Da. Uh, am descoperit o echipă minunată acolo și vorbește Sprigin, un pic despre teatrul că da. da. Și e un colectiv în care mă simt bine. Am găsit și sprijin din partea doamnei manager Daniela Mihovici. Uh -huh. uh, am încercat să ne aducă tot felul de, de oameni, de cultură care regizori, care să, să ne provoace. Și iată că în momentul de față noi lucrăm la o premieră. Națională Super Da, Spărgătorul de nuci Da, mi-ai zis și mi se pare un titlu extraordinar Eu n-am văzut, de, nu știu, decât spectacolul de balet Mă rog, pe muzica lui Ceikovski, Ceikovski. Atât, dar nu am știut că cineva a avut inteligența și curajul Să facă, mi se pare, ne mai pomene. Bravo A cui este textul? Textul este o adaptare da. a domnului regizor Gheorghe Balint Mm -hmm. Cine e domnul Gheorghe Barent, regizorul? De unde? Este, să știi. știi, știi uh... La noi a mai montat mm -hmm. în jur de șapte spectacole, dacă așa. nu mă înșel. Mm -hmm. Este un uh, om de al casei. Da, 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 da. da, și lucrăm foarte bine cu el. Este un regizor maleabil, ține cont și de părerile noastre. Da, da, da. Uh... Vreau să vă spui cât mai multe ca să știi și telespectatorii lucrurile astea. Este regizor la Teatru da. Bacovia din, din, Bacău. din Bacău Da, 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 mm -hmm. da. Um, și am montat la noi destul de multe spectacole, iată că acum mm -hmm. e o premieră națională. Da, asta este o idee minunată. Da, este. Uh, eu, din rețea mea, uh, pentru mine e foarte important acest Părgătorul de Nuci, pentru că uh, eu 30 de ani la teatru muzical, uh, cât am lucrat, am prins niște spectacole formidabile cu acest Părgătorul de Nuci în care erau participa foarte mulți balerini, erau elevi de la liceul de artă de la clasa de coreografie, erau invitați de la București, balerini, era o mișcare extraordinară pentru spectacolul sa care se ținea în decembrie, pentru că atunci se obișnuiește de mă rog, cam atunci se joacă. Da, pentru că e da, o dacă poveste e povestea cumva să petrece în, de Crăciun. De Crăciun da. Da. Uh, și uh, am niște amintiri formidabile și muzica și uh, coregrafia și totul, e o, e o poveste atât -at de frumoasă, da. atât de frumoasă, da. Și mi se pare n-am mai pomenit că domnul regizor a avut această idee să facă o dramatizare, o da, chestie și... după și mă scuzați că vă întrerup. Da. este un spectacol cu păpuși, dar și cu actori. Și cu actori. Este o combinație, da. Și, și cântați, am înțeles. Și cântăm, nu pe muzica lui Tchaikovsky, da, da. pe muzica domnului compozitor Codruț Bursan. Este mm -hmm. un, un compozitor din și el este român, <coughs> dar stabilit mm -hmm. de ani de zile în Chicago și lucrează la opi, opera comică, dacă nu mă înșel din Aha. Chicago. Ah. Da, da, da. Foarte e interesant. un om de valoare pe care nostru L-a găsit și l-a adoptat. A mai colaborat da, da, da. cu dumnealui. Abia aștept să văd Și, și o face premiera. o muzică mm -hmm. extraordinară. Mm -hmm, mm -hmm. E musical, dacă aș putea spune, pentru că avem destul de multă muzică da. și vă așteptăm. Da, e da, cu da. multe emoții. De când u... e premi premiera? Premiera, din câte știu acum, sper să nu mm -hmm. mai existe schimbări, mm -hmm. avantpremiera va fi pe data de 13 și premiera pe, pe data de 14, 14. Da, 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 așa da, că da. vă așteptăm în număr cât da. mai mare, da. pentru că noi avem public și de aici, din, din Galați, da, Galați. Da, așa da, că da, vă așteptăm da, da. să... Da. să fiți acolo. Da, foarte frumos și baftă să ți țin pumnii. Tu faci o mulțime de personaje foarte frumoase acolo la Teatrul Cărăbuș. Poți să spui ce personaje faci? Uh, uh, că... Da, pentru că cumva... În alte spectacole, nu în ăsta, uh... da. Până acum am fost uh, mezina teatrului și atunci uh -huh. aș putea să joc mai bine decât uh, mezina din Sarea în bucate, uh -huh. Alba ca zăpada... da. Uh, cenușarea sa, uh, Doroti din vrăjitorul din Oz, toate acestea au fost pe, pe uh, actorie, da. fără păpuși și multe. Acum sunt, sunt. Am adunat mm -hmm. ceva uh, spectacole în acești patru ani da. și, și mă bucur. Da. Am fost așa, un personaj principal. Mi-ai uh, mi pomenit un pic mai înainte, nu pregătim emisiunea, dar uh, mi-ai pomenit ceva înainte despre. Uh, Studi perioada în care ai studiat în facultate și mi-ai zis despre spectacolul pe care l-ați avut când ai terminat facultatea. Și mi se pare foarte interesant, dacă poți să povestești un pic despre, Sigur. Uh, e un eveniment, mi se pare într-adevăr deosebit. Uh, da, noi pentru spectacol de licență am pregătit uh, piesa așteptându pe Godot, după Samuel Beckett. A fost, a fost un ce spectacol. O trupă serioasă și puternică. Da, da. da. am avut și un coordonator da. puternic și Aha. <laughs> dornic de a face lucruri cu noi, pe nume Ciprian Huțanu. Și cu acest spectacol, cred că am lucrat în jur de 2 ani, pentru că a trebuit să ne coordonăm pe, în spectacol, fiind Estragon și Vladimir, păpuși de timpurat, de ce v-am spus, cu da. trei mânuitori Aha. trebuia să ne coordonăm și a fost non-verbal. Pe muzică, fiecare accent trebuia să, să fie sub, subliniat de către o mișcare, privi, care trebuiau un detaliu studiate. Da, da, da. Și atunci am lucrat destul de mult, dar cu mare plăcere, ne-a și unit ca, ca grupă. Mm -hmm. Noi am fost 10 la număr, cam așa se, se practică Grupate, în, facut, da, la secția de actorie cu pușmarionetă în jur de 10, da. maximum 12. Mm -hmm. Pe când de la actorie, în jur de 15. Și revenind, cum spuneam, am fost cea mai închegată grupă, cred că, din toți anii, de la toate specializările, pentru că noi eram îmbrăcați cam tot timpul în negru. Mm -hmm. Așa e păpușarul, trebuie da. să fie neutru da. pentru a fi păpușa în prim plan. Și atunci, noi când ieșeam în pauză, efectiv eram tot ca niște fornicuțe negre și da, toți unii da, după da, alții. Da. Nu vorbeam cu nimeni pentru că noi ne gândeam deja ce avem de făcut, cum să facem. Și atunci toată lumea ne spunea că suntem o sectă, ceva. <laughs> da. <laughs> eram privit ca niște dubioși, ciudați, așa, da, nu te da, da, de da, aia, da, că da. nu, e ceva ciudat acolo. Da. Tot timpul când se bătea la noi la ușă, era în celelalte clase, mai auzea ei către o bancă, către un tită, către un țipăt, către ceva. Nu, noi lucram acolo frumos, în liniște. Iar cu acest spectacol am mers prin majoritatea festivalelor studențești, dar am ajuns și în Germania, la Fjords și Erlagen, unde pentru prima dată, Uh, nu cred că v-am spus, e un spectacol, evident, fiind o piesă a teatrului uh, dramatic, era un spectacol făcut pentru adulți, nu pentru copii. Uh -huh. N-are cum piesa da, să, -are fie cum să fie copii, pentru că copii, că nu, da. da. nu se încadrează în această categorie. Da. Și a fost pentru prima oară în Germania când cineva a plătit bilet pentru a ne vedea. Și a fost un sentiment atât de plăcut pentru că la aplauze E, efectiv nu se mai opreau și toată admirația și toate bă, Ce complimentele. Da. Noi nu înțelegeam nimic în germană, dar ă, aplauzele toată lumea le înțelege da, da, da. și ă, a fost un sentiment minunat. A, ați, primul devenit, contact. ați devenit profesioniști în Germania. Da, da, da. da Neconștientizând ă, da. lucrul ăsta, dar da. pentru noi a fost ă, așa, înălțător. Minunat, da. Da, și ne-am dat da. seama că, uite... Noi chiar am făcut treabă bună aici. Da. Adică avem... Deci există, se poate face spectacol cu păpuși non-verbal, non -verbal. mai da. Când eram eu copil, știi, sau n-am prins eu aici la Galați, sau nu prea am văzut spectacole despre care vorbești tu. Foarte multe erau din ele, așa la Paravan, La paravan, nu? da, de așa, Cam ele erau spectacolele pe care le vedeam noi. Copii fiind. Da, da Acum, că... astea sunt, da, e, a evoluat mult uh, arta asta și, într-adevăr, asta cred că se adresează mai ales sau, mă rog, sunt sensibilizați părinții, mm -hmm. bunicii, da. da. Uh, Acum, uh, uh, să ne mutăm puțin, așa atenția spre uh, teatru fără păpuși. Teatru dramatic. <laughs> teatru dramatic, da. Uh, ai studiat separat în școală? Ai făcut roluri care au ținut numai de teatru? Sigur că da. Uh -huh. Noi, în Ați cadrul... avut profesori separat? Sigur, sigur că da. În uh -huh. cadrul facultății uh, uh, există dublă specializare. Eu mă consider norocoasă, cred că e singura uh -huh. facultate din țară cu dublă specializare. Și da, am avut o de actorie cu uh, domnul Călin Chirilă, actor la Teatrul Ieșean. Mm -hmm. Și uh, pentru teatru de animație a fost coordonator Ciprian Huțanu. Da, da, da. Și uh, pe lângă alt profesor de specializare, Călin Ciopotari, da, care este da, da, marele da, critic, da, l-am da, da, avut la da. estetică teatrală. Am, avut, mm -hmm. am dat peste niște oameni extraordinari care chiar uh, ne-au sprijinit mm -hmm. și ne au îndrumat cât da, de bine au putut. Ți da. Da, da, s -a, a fost, a fost îndrumată în facultate către un gen de roluri? Ți s-a spus da. ce ți se potrivește? Ce -ți? Cu toate că acum joc numai uh, personaje pozitive și prințese, uh, cu o anumită candoare. Ei bine, în facultate ea aia mică și rea. <laughs> da, deci da. numai personaje așa am jucat. Ofelia uh -huh. a fost un personaj și cu minte și e mm -hmm, dar în da. rest pe toate le-am avut. Dar n-a sfârșit bine așa că te Da, <laughs> da, da. da a avut uh, ah. un sfârșit tragic, da, da. dar în rest am jucat personaje destul de puternice, guralive și cu energie chiar masculină. Da, da, da. În, în spectacolul de licență de la actorie am jucat Fecioarea de sticlă, un text contemporan cu o anumită categorie de femei, mm -hmm. iar era vorba despre o familie cumva nonconformistă. Cu... A cui e textul? <laughs> mai știi? <laughs> da, mă rog, da, dat, da, 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 da. O să, o să mie, da. zic, mi-a aminte. <coughs> da, da, da. A trecut mult timp, am îmbătrânit. Da, îmbătrânit, da, da, pe vremea <laughs> ta. Pe vremea când, da, <laughs> da. da, da. Și am jucat, eram cea mai cu toate că am învățat 50, să știți că nu mă vedeți prin intermediul ecranului exact înălțimea, dar am unul. aproape 1,50. 50 și atunci toată lumea mă vede așa, mică, frivolă. Da, dar da, da. facultate. Eu când am ajuns în teatru și am început să joc astfel de personaje pentru mine a fost... Oh, oh, e o provocare. Până da. acum eram mai pe nerv, ce fac da, acum? da, da, da. da. Dar... Da. Îmi place că am abordat și tipul ăsta de că Și eu, da, de când te-am văzut așa, visez la un, nu știu, să vedem, poate, au, nu știu, eu te văd în goldoni, molier. O, o, visez, o ceva, o, nu? O ceva, exact. Da, da, da. Da, da, da. da, da. Nu avem noi atâta loc cât uh, uh, ai putea tu să te desfășori. Uh, ce visezi să faci, în general? Care sunt rolurile care te-ar... Ți-ar plăcea să le faci? la care visezi? De care gen? Ce fel de... Um, dramă, dramă Ți-ar plăcea să faci? Dramă, uh, da. Să știți că plâng destul de bine. <laughs> Trebuie să plângă spectatorii. Uh, da, da, da. 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 Poți și eu. <laughs> um, Sigur, tu, mie mi se pare așa, ți-am zis că, după cum te-am văzut, de m-am gândit la Molier Goldoni, dar întotdeauna pentru o actriță, pentru o uh, femeie, deci un orice actor, femeie trebuie să fie, astea visează întotdeauna, noi întotdeauna visăm uh, spe, uh, roluri din astea, de Dramatice, compoziție. care să, mă rog, să plângă și să... pietrele din sală, să, da, <laughs> să da, 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 da. visăm. Cred că da. să treci prin multe stări, cred că despre prin asta stări, e, e vorba. Da să, da, 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 să fie cât mai complex personajul. Da. Aș... Aștept noi provocări, ce da, să zic. Da, Ai, uh, știu eu, idoli, idole. idole. Uh... <laughs> cine îți place din, uh, cine știe... Pe cine ai imita sau după cine ai... Idol, nu știu dacă am. E puțin prea mult. E puțin prea mult. Încep să mă inspir de la fiecare, încerc să merg la cât mai multe spectacole și să fur de aici, așa, un pic Pentru că, până la urmă, despre asta e meseria și idol nu nu cred că am. Pentru că înseamnă să, nu știu... Să copii. Da și după, mi-e frică să nu cad într-un clișeu. Și atunci prefer să descopăr eu lucrurile, cumva. La voi, la teatru, cum sunt spectacole? Cum, cine le, cum, cum faceți distribuția? Dați casting sau sunteți deja regizorii? Vă cunosc și vă dăm da, direct. Cel puțin de când sunt eu în teatru, sunt cam aceeași regizori, și atunci mm -hmm. ne cunosc pe fiecare în parte. Uh, acum dacă mă văd domnii regizori, mi-aș dori să fiu distribuită și în alte roluri decât pozitive. Da, de deci vă rugăm frumos Pălgăm. dacă vedeți? Da, da. O vrăjitoare, de O ceva. vrăjitoare, da, oh, ceva da. mai. Uh, mai altceva. Mm -hmm. O mama pădurii nu se poate că ești încă o prea tânără. Da. <laughs> Dar o vrăjitoare... Uh, da, 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 da. da. Mm -hmm. um, și, ce să zic, îmi doresc să abordez diferite roluri, pentru că până acum am fost doar pe personaje pozitive. Da. Și cumva am intrat așa. Nu vreau să ajung la momentul ăla în care scot din sertar personajele. Nu. Da, vreau da, să, da, da. să le caut, să le da, găsesc. Da. Și. Aștepta, am zis, eu eu toată viața, viața am făcut numai roluri de Da. <laughs> Înseamnă că am de la lecții Mă gândesc, da, uite Și eu aș vrea să fac, dar nu a fost să fie Eu și prințese, de asta nu prea avut. Da, știți cum da, e cum? Da. Regizorii Ei merg cumva la văd. sigur Pentru sigur, că sigur. timpul este da. destul de limitat Nu e ca la facultate exact. că puteam să stăm uh, luni de da, zile pe da, un da, spectacol da. Aici lucrurile merg într-o exact. grabă așa? Și atunci mergem la sigur da. După tipologia fiecăruia și așa pe da. un personajul care considerăm că îi se potrivește cel mai bine. Da. Poți să spui așa câteva cuvinte și despre colegii tăi. Eu i-am cunoscut pe câțiva și țin să-i salut pe această cale, să zic așa. Uh, colegul tine a fost și uh, adică și de școală, mă rog, uh, mi s-a părut că așa a zis și el cu dublă specializare, Edi ONU, nu? Edi ONU, care acum nu mai este la noi. Nu mai e la voi, e la Galați. Este. Da, s-a transferat din Galați. Da da, 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 da. Uh, da, el este un pic mai mic ca mine. V-am zis că. Aha, da, da. Am îmbătrânit. <laughs> da, da. Este mai micuț ca mine, da, și el a terminat tot dublă specializare, Aha. actorie pe marionete. Mm -hmm. uh, mai avem acum încă o nouă colegă, colaborator, pe nume Alexandra. Mm -hmm. Este din Botoșana dar a terminat și ea, tot la Iași, mm -hmm. uh, pe aceeași uh, specializare cu mine. Uh, Toni Gheorghe. Pe Toni Gheorghe l-am cunoscut, da, 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 da. Daniela Antonescu, uh -huh. uh, Ioana Popescu, uh -huh. Aurora uh, da. Popescu. Nu sunt mamă și fică, uh -huh. doar coincidența de nume. <laughs> uh, de Mihai nu-mi zici nimic. Mihai Jinga, cum Mihai să nu Jinga, Da. Da, așteptăm pe 18 să-l cunoașteți. Asta, da, de, atât eu... pe el cât și pe Edi. Eu cunosc patru actori de la teatru Teatrul Carabuș. Deci, în afară de Ștefana, știu foarte bine pe Edi Onu care joacă, care alături de Ștefana Uh, joacă pe 18 aprilie în Mamă ce iubesc. Uh, Mihai Jinga, care joacă în Mamă ce iubesc pe 18. Sunt trei tineri minunați. O poveste americană drăguță, simpatică. Uh, numai ei joacă. Picanterii. Sunt cu da, niște copii, niște tineri frumoși și curajoși. Uh, l-am cunoscut pe Tonii Gheorghe, care îmi place foarte tare, și uh, mi-aduc aminte cu drag, uh, nu l-am văzut de mult, pe domnul Iulian. Domnul Iulian Gheorghe, da. Iulian Gheorghe, este, da. Uh, novicele teatrului. <laughs> Uh, senior e senior da da e da și novice, pentru că vreau să vă spun are o energie atât de bună la repetiții. A da. uh, zis că eu vreau vreau să fiu ca voi așa să, să mă simt <coughs> și cred da. că de asta am zis din greșeală novice pentru da. că are o energie foarte da, foarte da, bună da, da. și uh, uh, Sofia Cătrună sunt, mm -hmm. nu vreau să uh, Diana Grigorioșcuță care este mm -hmm. și ea cumva uh, mai nou venită, bine. Are un an de acum, cred că de când este la noi în teatru Veți putea mm -hmm. vedea și pe ea în noua noastră premieră, Spărgătorul de nuci mm -hmm. uh, Face un rol foarte frumos acolo Dar nu vă spun mai multe pentru da, că da, nu vreau da, să da, da. divulg da. surpriza Și uh, cam atât da, suntem da, da. Suntem o mână de oameni, dar mm -hmm. care ne, ne Și înțelegeți. mulți dintre voi sunteți foarte tineri nu? Sunteți cam Suntem. Cred că acum suntem la egalitate. seniori Și voi sunt tineri. Da. Juniori. Da da da, da. da, da, da. Iată că doamna noastră, manager Daniela Mihovici, încearcă să aducă și da, tineri da, să da. facă echipa cât mai... Acum, care este uh, relația dintre. Aripa tânără, ca să zic așa, și aripa seniorilor. Se observă câteodată, știu, există și eu, am lucrat într-un teatru cu multă lume și existau momente când, da, nu prea. Eram pe aceeași lungime de undă. Există și momente uh, de tensiune Dar aveți de la cine învăța? Nu? Da, avem de la cine învăța și chiar uh, beneficiem de tot ajutorul lor. <cute> mai sunt și tensiuni, dar e normal că în orice da, familie da, să da, mai da. fie și discuții și. Da. dar ne păcăm repede. Da, <laughs> da și încercăm să colaborăm da. frumos, pentru că până la urmă teatru înseamnă și echipă. Când aveți voi spectacole la Brăila, la Cărăbuș? Avem în fiecare zi de luni până joi, în principiu, un spectacol sau două, acum depinde Dimineața, de cum sunt organizate, da. da, și vin în grup organizat grădinițe, <laughs> respectiv școli, iar duminica este la liber. Da, da, da. <laughs> și părinții vin cu părinții copii. cu copiii, da da da, 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 Asta se înțeleg că sâmbătă ești liberă. Da. bine. Vinerea și sâmbătă. Da. Bun. Vom reține acest da, aspect. Sigur. Da. Deci, dacă tot ești în trenul ăsta, nu și te simți bine, este trenul în care ai ajuns și foarte bine ai făcut. Ți-ar mai fi plăcut să faci și altceva, ai ceva hobby-uri, Spune-ne da. și nouă, ce ți place să faci sau ți-ar fi plăcut să faci? Îmi place să cânt. Îți place să cânți? Nu, am studii, nicio are de canto, dar eu cânt. Acum că se aude mai puțin bine să-mi fie curie tare, da, dar se vede, Tu, să ai, în primul rând, ai ureche muzicală foarte bună. Că te-am auzit cântând în Mamă ce iubesc puțin, bine, acolo o joacă mică e și mi am rămas să nu mi să cred. Mamă, asta cântă de adevăratele. <laughs> e, da, Da, îmi place, da. îmi place să mă joc cu vocea. Cumva, între ghilimele spun, suntem obligați și prin primul meserie, mai ales la teatru da. de animație, la teatru pentru copii, unde personajele uh, cântă destul de mult. Pentru că altfel da. antrenez copilul când începe și o muzică și bă, cumva trebuie să mă ridic la niște standarde și da. am de gând să iau și ore de canto ca să mă perfecționez. Da, foarte bine, bravo, <laughs> Să încep bravo. și să cânt mai mult. Da. Cine știe ce musical mi se pregătește și eu nu Da. sunt pregătită. Da, da, da. Și trebuie, trebuie să, să Da, profit. să știi că într-adevăr acum... Uh de fapt nu acum, mai de mult dar cred că din ce în ce se perfecționează aspectul ăsta. Am văzut spectacole, chiar spectacolul de la București, am văzut Familia Adams, nu știu dacă oh, la l-ai da, văzut. Da, da Am da, fost este... impresionată de performanțele actorilor, ce bine când cum se mișcă deci... Actori totali că acum mai nou <coughs> exact se actori total am, am înțeles că toate spectacolele lui Mazilu din București sunt așa n-am văzut n-am putut decât ăsta l-am văzut uh, familia Adamz am înțeles că toate sunt așa uh, e bine să te perfecționezi să fii pregătit pentru că atunci când ești pregătit uh, poți să aspiri și poți să te și duci. Nu știu, ai fost, te-ai prezentat vreodată la castinguri? Ei bine, ăsta este un subiect sensibil pentru că, după cum bine cred că se știe de majoritatea oamenilor, castingurile sunt date de multe ori cu șanchisă și atunci da. nu ai acces nici da, măcar da, da. să participi. De da. dragul experienței. Când uh, afli că există casting, deja este... Nici măcar nu <laughs> aflu. <laughs> Știi Nici cum este nu. asta? Ca, la, ca și cu festivalurile. Uh, uh, afli că e un festival după ce deja se pune programul. col nu există mm -hmm. numai, da. După ce se afișează programul spectacolului, atunci... Da, uh, din păcate, încă suntem, uh, uh, mă rog, tributari... Uh, unor vremuri pe care voi nu le-ați prins. Eu le-am prins și cu stupoare constat că ne... Da, vremurile se perpetuează Se deci perpetuează ceva, da, da, cu încăpățânare, da, da. 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 Mă vedeți că tot mă ridic pentru că v 50 1.50 și scaunul <laughs> e destul de șos. Nu cred că am greșit, da, că am pus scaunul care nu era potrivit. Ne uh, descurcăm. Uh, alte hobby-uri ce ai? Îți place să călătorești? Oh, da, îmi place, da? dar din păcate nu o fac prea des. Dar știi da, ce m-a impresionat? Îmi place că, vreau să vă zic, că Ștefana face naveta galați <laughs> uh, Brăila cu mașina Deci uh, este o, șo -o șoferiță extraordinară Dacă am fiecare zi să duce și să întoarce de la Braila, Degeaba spui tu care în metrul 50 Poți să ai oricât Dacă oricât. tu ești în stare zi de zi să faci navetă la Brăila uh, Ești uh, o fată destoinică N-am și... încotro <laughs> da. <laughs> da, dar da. uitați, vedeți, călătoresc Destul calătoresc, de fiecare da, fiecare zi, zi călătorești de da. două ori pe zi depinde. De... Nu Numai că schimbi orașul și județul, județul și chiar regiunea, știi că părăsești moldova. Dar moldova fiecare... și mă duc în Muntenia așa cum în fiecare zi, da, da, da. da. da, da. Uh, bine, asta e tot timpul. Să, uh, consider că un o actriță dacă este dedicată meseriei, dedicată teatrului poate totuși să se ocupe și de viața ei personală, poate să-și facă familie poate încet încet vreau să ajung așa un pic la la partea personală la partea personală, da da, da. 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 mi-aș dori, mi dori să fiu mult mai ocupată din punct de vedere profesional și cu alte proiecte v-am spus, eu sunt deschisă către orice proiect nou da. dar da, îmi învin îmi foarte bine, zic eu până acum partea personală pentru că ce m-a adus aici ca să zic așa, un motiv în plus faptul că viitorul meu soț este din Galați și atunci pentru mine a fost uh, ușor să fac tranziția de la un oraș la altul din, da, Iași, din Iași în Brăila aha, aha. respectiv în Galați, unde locuim. Da, da. Uh, iată eu cred că nu e degeaba destinul ăsta bă, da, inventat. Da, 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 <laughs> da. Pentru că așa a fost, să fie, nu m-aș fi gândit uh, nicio secundă, că eu din ea aș fi dorit să rămân în Iași sau știți cum e, tot tânăr, aspiră către orașele mari pentru acolo se întâmplă lucruri mai multe și da, mai mult profesionalism. Mai mare, da, sigur, sigur, da, Da, și mai multe oportunități. Și nu m-aș văzut niciodată în uh -huh. Breila sau Galați. Da, dar uite, vrei să spun ceva? Acum vreo lună, două, am dat un interviu cuiva din Iași, un post de radio, care mi-a uh, confirmat că în Iași nu există niciun teatru independent. Adevărat. Deci, au iată existat! Că, <coughs> au existat, nu mai există. Iată că dacă te apropii aici, poate nimic nu este întâmplător întâmplătoare. Vă felicit pentru că îmi dau seama că nu da. este ușor, având în vedere că eu vin dintr-un oraș destul de mare, un oraș universitar, da. unde există un public destul de larg, dar iată că ei nu au rezistat. Au fost multe da. tentative. Teatru din Stejar este ultimul mm -hmm. închis, Teatru Fix care este destul de. Uh, a a rezistat o perioadă pe piață da, după da, care da, da. a dispărut din lumea da, <laughs> da. culturală. Uh, e bine că ai venit aici pentru că da, ai toate căile deschise. Deci ceea ce am aflat acum. Uh, cenușoreasa se mărită. Cenușoreasa se și-a găsit, mărin, prinzul... și găsit prințul, da, prințul. și prințul, da. Și prințul, a adus-o aici, în zona asta. Prințul Bravo. Prințul a adus Bravo <laughs> Tot cu pantofi. da. Da, iată așa am fost eu adoptată de orașul Galațiu, da. Via Brăila. Da, da. da. Uh, ce vreau să reținem din uh, toată discuția este că uh, Așa am fost și eu când am fost invitată să fac emisiune la această televiziune. Domnul Cătălin Negoiță mi-a zis, draga mea, și te rog să te promovezi, să promovezi. Eu de multe ori trec emisiuni, trec luni de zile când eu nu pomenesc nimic despre teatrul din buzunar pentru că mi-e mi gen așa și nu. vreau să fiu atentă numai către, către uh, invitat, să nu uh, intervin eu cu altceva, uh, dar uite acum suntem pe aceași lungime de undă și putem suntem. să concluzionăm în această emisiune. Avem niște invitații foarte ferme, nu? Pe care le facem telespectatorilor. Clar. În primul rând la teatru Cărăbuș, uh, în curând da? sau să puteți urmări și dumneavoastră și pe Facebook pe pe sau ceva, pe pagina Facebook. de Facebook. Oricum, se anunță o premieră foarte interesantă, Spărgătorul de Nuci, în care o să o admirați pe Ștefana. Tot pe Ștefana puteți să o admirați pe 18 aprilie. Găsiți pe pagina Teatrului din Buzunar date într-o comedie americană, Neil Simon, un autor extraordinar. Ea, alături de colegii ei tineri un recital de uh, tinerețe, frumusețe, veselie, bucurie, energie, iubire. iubire, exact. <gântu -i -e> da, 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 Exact. Uh, deci, să zicem noi că misiunea de, de data asta ne-am îndeplinit, ne îndeplinit o vrem să uh, Iar eu țin să vă felicit pentru uh, treaba pe care o faceți acolo, nu e deloc ușor și faptul că aduceți regizori mari uh, și puneți aveți cred că multe premiere, nici nu știu cât da. ați scos în această lună. Luna, Poi, -te -te -te. De, la, de la anul nou am trei premiere uh, scoase și acum ne pregătim de următoarea. Da, Bebeți. tot uh, spunem că o să mai așteptăm, o să mai lăsăm un timp să treacă, dar uh, mm. trebuie să se, se rostogolesc mm. și pentru că Teatrul din Buzunar a devenit un teatru despre care se vorbește în multe locuri, suntem un pic așa... Chiar vrea lumea să vină aici, să monteze, să joace să... și asta ne bucură fac foarte, foarte tare. Și foarte bine pentru că da. aduceți și actorii. Să știe că și noi tot în 2019 bine. am început, așa că... Vedeți, <laughs> ne, ne leagă încă ceva. Încă ceva, încă ceva. Din da. toate emisiunile mele aș vrea să reiasă acest gând că vă invităm să vă Făceți să aveți cât mai multe activități din astea care să vă înveselească, care să vă uh, facă mai. Uh, mai uh, să, să uitați de. Asta este misiunea teatrului sau a literaturii sau uh, a picturii. Uh, câteva momente câte, sau câteva ore să ieșim din lumea noastră, care câteodată nu e cea mai frumoasă, nu poate avem necazuri, probleme, poate uh, ceva se întâmplă care nu este în regulă. Dar pentru câteva minute sau câteva ore putem să ne mutăm într-o lume mai mai frumoasă și când ne întoarcem acasă să spunem vai ce bine e da, <laughs> ce bine și e aici. Să ne dăm șansa să ne gândim la noi. Exact, să ne gândim la noi, să ne analizăm, să vedem de fapt cum suntem, ce suntem și ce ne dorim. Așa că încheiem această emisiune. Vă mulțumim din tot sufletul că ați fost alături de mine și de Ștefana Aniță. Nu uitați că vă așteptăm la teatru. Vă dorim un zile cât mai frumoase. Și dacă nu ajungeți la teatru, nu nimic. Noi vă iubim oricum și vă dorim să vă distrați altfel. Vine vremea frumoasă. Uh, puteți, uh, puteți să ne întâlnim și în alte locuri uh, la fel de, de frumoase. Uh, vă mulțumim mult. Îți mulțumesc, Ștefana. Eu Îți doresc o carieră minunată, pe măsura ochilor tăi frumoși, oh. așa. <laughs> uh, mulțumesc tare mult pentru invitație și Că mi-a dat șansa să spun câte ceva despre mine și dacă e să transmit un mesaj celor care ne-au uitat au uitat la noi, e să vă acordați un pic de timp pentru lucrurile frumoase din viața dumneavoastră și acum vorbesc cu părinții. Lăsați copiii să facă ce vor, <laughs> <laughs> pentru că <laughs> în final eu cred că vor face alegerea potrivită. Eu sunt un caz fericit, se pare că Așa a fost să fie, asta e. E întâmplarea mea, asta e întâmplarea mea, și. Um, mulțumesc că v-ați uitat la noi, să aveți o zi frumoasă, și mulțumesc tare mult din nou pentru invitație. Și eu mulțumesc, Ștefana, Mul vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit, vă doresc numai zile frumoase și, totuși, hai să ne întâlnim la teatru. Bineînțeles. <laughs> da, la la teatru <laughs> e o zi câștigată. <laughs> exact. La revedere. La revedere.